Se dau bani înainte? Un salariu. Hai spune, mai frumos. Tu ai un salariu, eu muncesc, nu? Pentru banii pe care... Și eu muncesc. Da. Și eu muncesc. Ați luat bani înainte? Tu faci voluntariat astăzi? Ia spune. Luați bani înainte, dumneavoastră? Da, iau. De ce? De ce? Te-ai chitanță și-mi iau înainte. Ai vreo problemă? Așa i-a spus preotul și lui Gheorghe Țugui din Giurgița Dolj. Bunicul său a decedat sâmbătă și imediat a început negocierile cu părintele pentru înmormântare. Prima sumă înaintată de slujitorul domnului, 500 de lei. Nu vine că să-i dau bani înainte și pe urmă înmormântează. Și am spus, domnule, stau cu oamenii în față, stau cu oamenii în plăie, nu mă interesează. Am trimis 2 milioane jumate înainte și acum v-a zis că maxim să îmbracă și el și vine. Ore în șir s-a uitat lung după preot, rudele decedatului și oamenii din sat veniți la înmormântare. A venit puțin după ora 14 când și-a primit banii pentru slujbă. I-a cerut înainte de slujbă 5 milioane? Da, mă, da. Da, da, da. Așa se procedează? Așa se procedează. Capac. Și? Nu v-au dat normal? Nu știm, de asta vă întreb. E normal. Ați primit banii? Am primit, da. De ce spun că ați întârziat? Cum? Spun că ați întârziat de la 11 până la... Păi nu știu de la 11. Mie acum mi s-a dus banii, acum am venit. Și oamenii din sat s-au supărat pe popă, că cere bani sunt învățați. I-a deranjat că au stat câteva ore în fric și ploaie să-l aștepte să le ducă vecinul la groapă. Sunt om de aproape 70 de ani ca să stăm 3 ore aici așa, cu toate ele pregătit, ca să vie popa. Cum el vrea banii înainte ca la... Nu mai spui ca la ce. Crede dânsul că el e mai deștept ca toată lumea să de aici. Da, mai cerut așa înainte banii, așa face de obicei? Nu știu, bani ceri, cu banii dăm. Nu îl mormântează sau nu, ăla până nu plătește contribuția. Păi și dacă n-are bani să plătească, stă cu mortul în casă? Plătește ăla, se împrumută. Arhiepiscopia Craiovei a aflat de caz de la reporterii Digi24. Dezaprobă orice taxă de nuntă, botez sau mormântare și vor începe cercetările în acest caz. El este fiul al bisericii, oricum ar fi, indiferent de această taxă despre care vorbiți dumneavoastră. Vă întreb pentru că am văzut pe o chitanță de mormântare, spre exemplu, era trecut taxă de mormântare 250 de lei, contribuții 120 de lei, lumânări 30 de lei. Toate aceste aspecte trebuie analizate. Acum n-aș putea să vă spun, pentru că noi nu ne-am confruntat cu astfel de situații până în prezent. Preotul din Giurgița a eliberat chitanță pentru banii primiți de la Gheorghe Țugui. 250 de lei a costat înmormântarea, contribuția la biserică 120 de lei, lumânările și tămâia 30 de lei și reparația la biserică 100 de lei. În total, 470 de lei.